m-am săturat, ai hot. Nu mai pot să mai stau în casă. Bunica stă prea mult în casă și ar vrea ca să văd cum iasă pe afară. Veronica. Și soțul? Îi zice dat de 10 ani. A avut cancer la stomac. Cel mai mic avea 9 ani. Aveam o fetiță de 11 ani și altă e de 13 ani. Când am murit soțul meu, eu am rămas cu ei, mă duceam la treabă cu ziua și mi-am crescut copii. A vrut să-mi iei la asta, dar eu n-am vrut să-mi iei. A fost greu. Pentru mine a fost foarte greu, fiindcă am fost bolnavă. Operată la colonul de 3 ori, pe același tăietură. Trec cum am putut, tăia spre mâine. Cât puteam, mă duceam, luam copilași, mă duceam în pădure, duceam lemnul cu spatele, am ținut copiii. Și luați copiii după dumneavoastră până în pădure? Da. Dacă îmi dădea cineva un ou, puneam în buzunar. Cea mai copii mi-a fost. Ei nu se îndurau să mănânce, când spunea, tu ai mâncat? Și eu spuneam că da. Da, ca să poată să mănânce și să mă duceau la școală. Și mi-era milă de exige, zice, plămă, era timpul greu. Am dus o viață foarte, foarte grea. Ați spus că sunteți foarte bolnavă. Da, da. Cu picioarele a spus că se macină osul de la genunchi. La ambele genunchi și mi-a spus că mă costă 4.000 de euro să mă operează la Arcadia, la Iași. Și eu am spus, eu nu am de unde să dau 4.000 de euro, că eu nu am ce mânca. Și rețetele sunt aici, n-am nici cu ce să le iau. De la medic de familie le-am luat, dar eu n-am cu ce să-i plătesc să le iau. Tot așa îmi pun, îi pun și tot așa rămân. N-am ce să le iau, n-am posibilitate. Mi-a spus că trebuie să îmi pună proteze la ambele picioare. Au spus că osul deja a început să se macine. Nu puteți merge deloc în picioare? Singură nu. Și ce v-ar ajuta ca să puteți merge? Un cadru să pot să merg și măcar afară printre mine. Să iau o gură de aer, măcar să stau așa pe pat afară. Și ce pot să fac? Ajutorul e la Domnul Iisus. Eu n-am altă șansă decât să mă rog Domnului. Mă rog Domnului ca Dumnezeu să-mi pregătească un cadru ca să pot să ieși și eu să mai iau o gură de aer afară. Nu pot să merg singur și mă dor picioarele foarte tare. Și amețez, nu știu câte gânătăi am avut la genunchi, la mâini. Ați căzut? Am căzut, m-am înghizuit să ies, dar dacă nu-i putere... Dar văd că aveți aici o cârjă lângă dumneavoastră. Da. A cui cărja asta? Cărja asta am împrumutat-o, dar trebuie să o dau înapoi de la persoana care am luat-o. Boala m-a terminat. Eu mă rog la Dumnezeu. Îngrijească și de mine să-mi aduce un tratament, că nu am. Nu am. Mă uit la rețete, îmi chică inima că nu pot să le iau, nu pot să mă culc de durere. Stau toată noaptea și număr cui pe pereți. Mă dor picioarele sau ce anume? Mă dor, dar când iau tratamentul ăsta, mai mă liniștesc, mai dorm. Dar dacă nu iau, stau totul așa. Ce pot să fac? Tu iubești pe bunica? Bunica stă prea mult în casă și ar vrea ca să văd cum iasă pe afară. Mai lucrează și Domnul, mai lucrează, Domnul lucrează. Minunie. Domnul m-a iubit prea mult, m-a salvat prea mult. N-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Între operații, de 3 ori, accident cerebral. Care eu spuneam, Doamne, mai dă-mi putere să pot, măcar să mă hrănesc cu mâna mea. Ochiul nu vedeam deloc, mâna deloc să o rodic. Dar Domnul m-a iubit. Mulțumesc Domnului
Și știu că Dumnezeu nu mă lasă așa. Sper că Domnul nu mă lasă așa. Următoarea dorință mea, eu cred că Domnul mi-o împlinește, de putere și un cadru să pot să mă mișc, să ieși eu afară, să mă iau gură de aer măcar, să mă uit la copii așa. Și știu că de acum vine primăvara, vine un aer frumos, curat, vreau să mai stau și eu afară, dar cum o vrea Domnul. Dacă lucrează Domnul, cum să mai ies, dacă nu, dacă se vrea Domnul. Nu, nu, nu.